După cât s-a muncit pentru serbarea aceasta, frații și surorile din corp vor fi bucuroși când le voi spune că marți nu vor avea repetiție. Și mă vor aprecia pentru lucrul ăsta. Amin. Din punct de vedere muzical mă simt ca la Lugoj, din punctul de vedere al căldurii ca în Australia. S-a încălzit aici. Căldure mare, mon cher, cum spunea Caragiale. De ce oare în Biblie nu avem melodia cântărilor? Avem câteva indicații acolo, cum ar fi se cântă precum crinii sau porumbel din stejari îndepărtați. De ce oare în Biblie nu ni se spune se cântă în fa major sau este minoră, cântați-o minor, sau andante, sau să fie astfel de indicații despre muzica pe care Biblia o promovează și este plină de cântare. De la început din Geneza până în Apocalipsă avem cântări, dar nu avem indicații muzicale. Nu ni se spune cum se cântă cântările acestea. Probabil pentru că fiind transmise pe cale orală, nu în scris, nu pe partitur, nu pe știme, s-a pierdut. Nu mai avem muzica. Avem cuvintele, dar nu melodia. Sau poate că nu s-a transmis melodia pentru că nu melodia este cea mai importantă, ci cuvintele? Pun doar întrebări. Poate că ar trebui să punem accentul pe cuvinte mai mult decât pe plăcerea urechii de a auzi muzica. De altfel, Biblia spune ca indicații muzicale să cântăm din toată inima. Și cine are inimă bună să laude pe Domnul. Mai puțin despre ureche muzicală, auz perfect și mai mult despre inimă bine pregătită să cânte. Gata mea inima să laude pe Domnul, spune psalmistul. Inima? Păi oare harfa cu 10 corzi nu trebuia acordată? Oare nu se dezacorda prin folosire sau prin temperaturi înalte sau umiditate să se mai lase corzile? Biblia nu spune că dacă o acordau și cum o acordau și dacă pe ce anume, ce scară muzicală se acordau corzile, ar fi cu 10 corzi. Poate nici nu este important. Că este mai important dacă inima ți-e acordată, ție, mie, în seara aceasta de atâta plăcere muzicală. Suntem învățați să judecăm la nivel muzical și să zicem, ne-a plăcut seara aceasta, a fost frumos și dimineața a fost frumos, cântări extraordinare. Ce frumoase cântările aceia și aceea cu tranziția de la vechi la nou, de la mandoline, la vior, la timpani. Foarte bine scrisă cântarea aceea. I-am spus lui Marius că aș fi vrut să o fi scris eu, dar... Vai de mine. Dar nu este Biblie și singura persoană în Noul Testament care folosește cuvântul muzică este Domnul Iisus. Domnul Iisus. Nu avem indicații muzicale, dar Scriptura ne spune despre muzică și despre cântarea plăcută lui Dumnezeu. Pasajul acesta este un pasaj muzical, 6 strofe, scris în formă poetică, într-un fel de rimă a primului veac. Se crede că a fost o cântare a bisericii primare, dar nu avem dovezi. Mai degrabă îi spune că Apostolul Pavel, scriind pasajul acesta, el însuși, autorul acestei scrisori către filipeni, la un moment dat, purtat de bucuria aceasta, îl prezenta pe Hristos ca exemplu perfect pentru credincios, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos, pune două puncte și apoi începe cu un psalm și creează o poezie frumoasă și este scris în versuri, în 6 strofe și este o cântare extraordinară pe care Apostolul Pavel, care din când în când în scrierile lui izbucnește în scrieri poetice, data aceasta se pare că la fel, este purtat de pana aceasta a scriitorului, poetului și compune o cântare. Poate că a fost cântat în biserica primară, poate că a fost doar în pasajul acesta scris poetic, dar în Noul Testament avem și alte pasaje scrise ca și poezie, foarte frumoase. Cum ar trebui acestea interpretate? Și cum ar trebui să privim la cântare? Doar la nivelul acesta al muzicii? Martin Luther spunea acum 500 de ani, dacă cuiva nu-i place muzica, să n-am de-a face cu el. El avea așa un mod de a vorbi foarte abrupt. N-am ce să discut cu el. Pentru că muzica, spune el, după teologie, este foarte importantă pentru un creștin. Și acum,
Când privești la pasajul acesta, poți să vorbești despre el, să spui, da, este o cântare. Nu știm melodia, știm cuvintele, nu ni s-a lăsat melodia. Dar dacă privești la pasajul acesta și îl interpretezi din punct de vedere teologic, este unul foarte adânc. Foarte adânc. Când citești pasajul acesta și te adâncești în el, îl găsești pe Domnul Iisus Hristos, care odată era deopotrivă cu Tatăl și era în slava Tatălui, în slava dinainte pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii, și Domnul Iisus Hristos decide, face o hotărâre să se dezbrace de slava aceasta și să se îmbrace cu hainele unui rob, să devină om. Pasajul acesta este foarte disputat sau foarte comentat, este vorba de golirea lui Hristos și îmbrăcarea lui cu alte haine, cu alte straie. Unii au ajuns chiar la extrema aceea să spună că Hristos s-a golit de dumnezeire și fiind pe pământ n-a mai fost Dumnezeu 100% și când săvârșea mântuirea noastră pe cruce nu era Dumnezeu în totalitate. Nu, El era Dumnezeu 100% și om 100%. Pentru că dacă nu era Dumnezeu, nu ne putea face mântuirea noastră posibilă. Nu se putea săvârși mântuirea noastră murind un om pentru noi, ci Dumnezeu însuși a trebuit să vină. Și Domnul Iisus Hristos, spune Pavel în pasajul acesta, chiar în prima strofă acestei cântări, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ce a dezbrăcat Hristos? Când a venit din slava Tatălui, ce a dat la o parte? Am putea să spunem că a dat la o parte, în primul rând, slava Lui. El a renunțat la slava pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii, pentru că în Ioan 17 spune, acum, Tată, vin la tine, dă-mi iarăși slava pe care o aveam la tine înainte de întemeierea lumii. A renunțat la slava cerească, a renunțat la cântarea orchestrelor și corurilor îngerești care îl lăudau din veșnicie. A renunțat la toată slava aceea pe care o primea ca cel care era părtaș în Sfânta Treime. A renunțat la slava aceasta și imaginați-vă, a venit pe pământ să fie lovit de un aprod, să-l lovească aprodul peste față și Domnul Iisus să-i spună, dacă am zis ceva rău, spune-mi ce am zis rău, dar dacă am spus ceva bun, de ce mă bați? El, Fiul lui Dumnezeu, bătut de un aprod în Ierusalim. A renunțat la slavă. Domnul Iisus Hristos a renunțat la omniprezența Lui. Devenind om, a trebuit să fie într-un singur loc odată. Un sutaș roman a avut un rob bolnav și Domnul Iisus i-a spus, voi veni și îți voi medica robul. Și sutașul îi spune, Doamne, nu sunt vrednic să vii la mine acasă. Spune un cuvânt și robul meu se va vindeca. Și Domnul Iisus îi spune, mare este credința ta, robul tău trăiește, du-te în pace. Domnul Iisus Hristos nu putea să fie și la sutaș acasă și pe drum cu ucenicii. El nu mai era omniprezent. El a renunțat la omniprezența lui, la faptul că putea, înainte de întrupare, să fie peste tot ca Dumnezeu. Într-un fel, a renunțat și la atotcunoașterea lui. Pentru că la un moment dat spune despre ceasul acela și despre ziua aceea, nu știu nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Pentru un moment, pentru o vreme, Domnul Iisus a renunțat și la capacitatea de a cunoaște toate lucrurile. Și dacă citești prin Evanghelie, vezi că în anumite momente Domnul Iisus parcă îți dă impresia că nici n-a putut să facă toate lucrurile ca înainte, pentru că a renunțat și la omnipotența Lui, la faptul că putea să facă toate lucrurile, la atotputernicia Lui, pentru că spune în Nazaret, n-a putut să facă prea multe minuni, n-a putut să facă multe minuni din pricina necredinței lor. Aceste lucruri le-a dezbrăcat Domnul Iisus și poate și altele. Dar ce a îmbrăcat El? Domnul Iisus a lăsat acestea și s-a îmbrăcat. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Și pasajul acesta, interpretat nu muzical, ci teologic, îți spune că El care era sus la Tatăl în slava cerească, s-a plecat până în locurile cele mai de jos, împlinind în felul acesta brațul acestei parabole, și a ajuns în locul cel mai de jos și Dumnezeu, văzând smerirea Lui și faptul că s-a umilit până în locul cel mai de jos, începe brațul celălalt al parabolei. De aceea Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. S-a smerit și s-a făcut om până în locul cel mai de jos, până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu L-a înălțat și a dat numele care este mai presus de orice nume. Binecuvântat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie Mântuitorul nostru care ne-a dat pilda aceasta de smerire ca Dumnezeu să ne înalțe. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea potrivită El vă va înălța după exemplul lui Hristos. Așadar, o cântare poate să fie interpretată în primul rând muzical. Frumos a cântat orchestra. Dar ar trebui să trecem la nivelul al doilea, al interpretării teologice. Ce a cântat orchestra? Pentru că altfel rămânem doar cu sunetele, rămânem doar cu melodia, rămânem doar cu cântarea care a fost frumoasă. Dar ce a cântat orchestra? Vă aduceți aminte de cântarea aceea? Ia una din toate. Cântarea care spunea, de nu poți să vii cu mine acolo unde vreau eu să merg, pune-mi, Doamne, stabil în drumul meu ca să nu mă duc nici eu acolo. Asta a cântat orchestra. Dacă Dumnezeu nu este cu mine, n-are rost să mă duc nici eu. Și rugăciunea aceasta a fratului Nicolae Moldoveanu pusă în versuri este foarte profundă. Că dacă cuiva îi trece prin gând în seara aceasta să meargă la Highege în centru sau la joc acolo cum este, ar trebui să zică, Doamne, dacă Tu nu poți să vii cu mine în centru aici la Casa de Cultură, nici eu nu mă duc, pune-mi cale, pune-mi stabil în cale, Doamne. Nu vreau să mă duc de aici fără Tine. Deci ce a cântat orchestra, ce a cântat corul, aceasta trebuie să fie etapa următoare. Ce se spune în cântarea aceasta? De aceea mă necăjesc pe cei care dau muzica prea tare, adică acompaniamentul prea tare, că vreau să aud vorbele, vreau să aud cuvântul, vreau să aud melodia. Instrumentele doar suportă melodia, doar o ajută, îi dau acolo suportul de care trebuie să dispună, dar de fapt cuvântul vreau să-l aud, cântarea. Ce spune cântarea aceea? Pentru că vreau să mă hrănesc nu cu note și cu sunete muzicale, ci cu cuvântul cântării, cu teologia cântării. Poate de aceea nu ne-au fost date melodiile cântărilor din Biblie, ca să ne hrănim din teologia Bibliei, din miezul cuvântului, din ceea ce spune Scriptura că s-a întâmplat atunci în veșnicie și ce se va întâmpla în veșnicia viitoare când toți se vor pleca înaintea Mântuitorului și vor recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Și ajungând aici, al treilea nivel la care trebuie să ajungem cu muzică este nivelul liturgic sau nivelul închinării. Dacă am înțeles cuvintele, teologia cântării, atunci mă prăbușesc în fața lui Hristos, Domnul care s-a smerit și spun, Doamne Iisuse Hristoase, Tu Te-ai smerit pentru mine, ai luat chip de rob pentru mine și ai mers la cruce în locul meu, mă plec în fața Ta și Te recunosc ca Domn, ca Mântuitor, ca Stăpân al vieții mele. Mă închin Ție, Doamne! Este nivelul acesta al închinării. Altfel rămâne concert. Altfel rămâne numai cunoștință la nivel teologic. Am înțeles chenoza aceasta și ce s-a întâmplat în veșnicie, am înțeles-o, sunt bun la teologie, dar nu ajunge. Pentru că atunci când înțelegem, ne plecăm înaintea Lui și ne închinăm. Ca ucenicii, care atunci când au înțeles adevărul pe care Hristos îl spunea, ca Toma, care în seara aceea, când i s-a arătat Domnul Iisus Hristos și a înțeles că Domnul a înviat, era o înțelegere de acum și probată cu simțurile lui, se pleacă în fața lui și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu rămâneți numai la muzică. Muzica este foarte frumoasă, este o regină, este extraordinară în frumusețe, muzica este dumnezeiască. Dar muzica are cuvinte și cuvintele trebuie să ne hrănească sufletul ca apoi să ne pune pe genunchi înaintea celui care merită închinarea. Ți se înalță sufletul de o cântare frumoasă, dar sufletul închinat trebuie să se plece în fața Mântuitorului. Aceasta este închinarea care îi place Domnului. Altfel este concert. Când treci de la muzică, la teologie, la liturgie, liturgia vine de la verbul care înseamnă a te închina. Închinare. De aceea, ultima cântare de azi dimineață a fost atât de specială.
compus în 24 de zile, 259 de pagini de manuscris. Handel scria frenetic, nici nu ieșea din cameră, slujitorul îi aducea mâncare, îi o punea acolo, uneori o lua neatinsă, el scria la Mesia și a compus acest oratoriu numai pe texte din Scriptură, frumoasă melodia, dar frumoase textele, Isaia, Cartea Psalmilor, și scria și scria și s-a dus vestea, un fel de anecdotă despre el, că a spus, când a intrat slujitorul și l-a găsit plin de lacrimi, spune, tocmai am văzut fața lui Dumnezeu. Compozitorul în închinare. Și tot despre el se spune că atunci când compunea acest oratoriu, piesa din urmă care s-a cântat la terminarea serviciului de dimineață spune că atunci el a văzut corurile cerești și a pus pe hârtie. Și nu-i păcat atunci să iei paltonul și să plece? Că e cântare de închinare. E de închinare. Și atunci, la 12 și 10, m-am simțit la Lugoș. Ultima cântare e cântare de închinare, cum zice fratele David, nu de îmbrăcare. Pentru că e muzică, e teologie și e închinare. Dar nu numai atât, mai este ceva. Este și un aspect practic, praxiologic. Ce am de făcut? După cântarea aceasta frumoasă, ce am de făcut? Când citești pasajul acesta, el are și muzică, are și teologie, are și închinare și de asemenea are și o parte practică. Și pasajul se încheie pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Practic mărturisim, Iisus Hristos este Domnul. Amin. El merită închinarea. Și de aici începe practica. Dacă El este Domnul, atunci alt Domn afară de El nu mai este. Și plecăm afară de aici, spunându-i, Doamne, Tu ești Domnul vieții mele, ești stăpânul meu. Spune-mi, Doamne, ce am să fac? Ce trebuie să fac? Unde să mă duc? Ce să spun? Ce am de făcut? Învață-mă Tu, pentru că Tu ești Domnul meu. Mă trimiți Tu? Mă duc. Nu mă trimiți? Nu mă duc. Vreau să merg unde Tu mă trimiți. Practica începe când te pleci în fața lui Hristos și spui, Doamne, ce ai pentru mine să fac? Vrei să mărturisesc tuturor că Iisus Hristos este Domnul? Asta voi face. Nu știu mai mult să spun, nu mă pricep la mai mult, nu știu să fac altceva, dar voi spune tuturor că Iisus Hristos este Domnul. Ce mai cer, Doamne, să fac? Dacă mi-ai dat o bucățică de talent și mie, mi-ai dat să cânt ceva, vreau să cânt din toată inima laudă ție. Dacă Tu m-ai mântuit, cum era textul de dimineață, Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom cânta din corzile instrumentelor noastre în casa Domnului, Doamne, îți promit că numai să fiu bolnav sau să nu fiu acasă, dar de câte ori este casa Domnului deschisă, eu vin aici să mă închin pentru că Tu ești Domnul. Și ce frumos ar fi vineri seara să fie așa biserica plină. Pentru că înțelegem cântările praxiologic din acest punct de vedere. Vineri seara începe fratele Ion cu cântarea cât de frumoasă e casa Domnului în care se închină un sfânt popor. Cântarea este frumoasă, teologie frumoasă, are și parte de închinare, dar are și parte practică. Ce am de făcut? Casa Domnului este locul în care ne adunăm și Apostolul Pavel spune să nu părăsiți adunarea cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, că vine Domnul, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În ceea ce privește partea practică, pot da doar câteva sugestii. La urma urmei, fiecare va trebui să-L întrebe pe Domnul. Că dacă e Domnul, El ne spune. Este un mare predicator pe care l-ascult cu plăcere și el spune așa, când vine cineva la mine și spune, uite, asta este situația în viața mea, ce trebuie să fac, ce m-a învățat să fac? Și într-o situație îi spune, du-te acasă și roagă-te lui Dumnezeu și El îți va spune, pentru că dacă El este Mântuitorul și Domnul tău, cu siguranță îți va spune ce ai de făcut. Și într-o situație a fost un cuplu care nu se înțelegea și pace. Nimic nu mergea. Și El le spune, duceți-vă acasă și întrebați-mi pe Domnul ce aveți de făcut. Veniți să mă întrebați pe mine, eu vă pot spune că Biblia spune că divorțul este urât înaintea lui Dumnezeu. Dar duceți-vă voi și îl întrebați pe Dumnezeu. S-au dus acasă
Asta a fost sâmbătă, n-au dormit toată noaptea, duminică dimineața au venit la biserică și au spus: fraților, avem o mărturisire de făcut. Și în fața bisericii au mărturisit că l-au întrebat pe Domnul ce au de făcut. Săptămâni și luni nu s-au înțeles în niciun fel, soț și soție, dar l-au întrebat pe Domnul. Și au deschis Scriptura și Domnul le-a vorbit și prin Efeseni, și le-a vorbit și prin Coloseni, le-a vorbit și prin Timotei, le-a vorbit și prin Petru. Și Domnul le-a spus și nu a fost nimic ambigu, nimic așa în ceață, ci Domnul le-a spus: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și voi, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Și declarând în fața bisericii, au spus: Domnul ne-a spus că asta avem de făcut, să ținem înainte pe drumul căsniciei. Și de atunci au avut o căsnicie binecuvântată, pentru că au ascultat de Domnul. Când ascult de altul, apoi deschizi la radio și îți spune ce ai de făcut. Refă-ți viața. Sau mai tragi cu urechea la un prieten și îți spune: eu știu cam ce ai de făcut, dar când îl întrebi pe Domnul, atunci este cel mai bine. Așadar, aș vrea să vă las cu gândurile acestea și de asemenea cu un la revedere călduros, să ne vedem cu bine altă dată. În primul rând este melodie, teologie, liturgie și apoi este practică. Du-te și fă și tu, cum zicea Domnul Iisus. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin.